Ioa, ce urmează? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, în acest weekend încă vom avea vreme caldă, cu mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, pentru partea de vest, de sud-vest a teritoriului, acolo unde temperaturile maxime vor mai urca spre 25-26 de grade. În est și în sud-est, vreme asemănătoare cu ceea ce am avut până acum, dimineața și noaptea, ceață, nebulozitate joasă, izolat, asociată chiar și cu burniță, ceea ce determină temperaturi la amiază undeva în jurul celor caracteristice acestei perioade. Mai exact, în regiunile estice, sud-estice, temperaturile maxime se vor situa între 16-17 grade până spre 21-22, însă în restul teritoriului temperaturile maxime vor depăși frecvent 23-24 de grade, mai mult decât atât 25-26 în sud-vest. Într-adevăr, există semnale încă de ceva vreme că de luni vremea se răcește brusc, aș putea spune, la început în regiunile nordice, acolo unde temperaturile maxime vor avea diferențe față de ceea ce s-a înregistrat zilele acestea, chiar și de 10 și peste 10 grade. Ca un mic exemplu vă pot spune că în partea de nord, de nord-vest, acolo unde s-au înregistrat temperaturi foarte mari zilele acestea de 27-28 de grade, luni, marți, maximele vor fi de cel mult 16-17 grade. Această masă de aer rece va avansa și va cuprinde toată țara. Temperaturi destul de reci, marți, miercuri, joi, până spre sfârșitul săptămânii, temperaturi destul de scăzute, mă scuzați, vom trece de la o vreme cu mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată, la o vreme chiar răcoroasă. Și în zona capitalei, chiar dacă temperaturile nu au urcat prea mult pe fondul persistenței, nebulozității sau acestea, și am înregistrat 17-18 grade. Miercuri, cel mai probabil, se va resimți și în zona capitalei această răcire, când maxima va fi de cel mult 13-14 grade. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, Alina Șerban. Se întorc? Mulțumim!